În timp ce autoritățile vorbesc despre noile norme pentru începerea școlii, cum ar fi intrarea la cursuri eșalonat, distanțare de minim un metru între elevi sau separare cu plexiglas, în Maramureș câțiva elevi vor începe noul an școlar într-o școală care are doar 12 metri pătrați. Școala din Cătunul Corneța, din comuna Poenile de sub Munte, este considerată cea mai mică școală din țară. Unitatea de învățământ este o căsuță veche cu o încăpere de 12 metri pătrați, aflată în vârf de deal, unde învață o mână de elevi. În acea sală de clasă învață copii din clasa pregătitoare până în clasa a patra. În Cătunul Corneția, într-adevăr, există o școală în care învață 6 copii. Toți sunt cuprinși într-o clasă în regim simultan și acești copii sunt din ciclul primar, practic începând de la clasa pregătitoare până la a patra. Și de precizat că această școală aparține de Liceul Tehnologic Poenile de sub Munte. Chiar și în aceste condiții, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș spun că se vor putea respecta regulile impuse pentru începerea școlii în contextul pandemiei de coronavirus. Rucât suprafața sălii de clasă este suficient de mare ca să poată să stea cei 6 copii, ne gândim că în continuare se va merge pe ideea păstrării distanței între băncile în care vor sta copiii, practic va fi câte un copil într-o bancă și suprafața este de așa manieră încât într-adevăr pot să fie aranjate mesele, astfel încât să nu existe probleme cu privire la păstrarea distanței. Dincolo de asta, desigur, vor exista toate celelalte elemente care țin de parte de prevenție și dezinfecție pe durata cursurilor. Desigur că se vor face toate acțiunile necesare și specifice pe durata zilei de curs, astfel încât să se previne îmbolnăvirea acestor copii și a persoanelor mature care vor fi acolo împreună cu ei. Vorbesc de doamna învățătoare și de îngrijitoarea spațiului respectiv. Școala primară din Cătunul Corneța are o singură cămăruță cu câteva bănci, scaune, o masă, o sobă și o tablă.